Te salutăm și bine ai venit pe canalul nostru de YouTube Metronic GCB, dacă ești pentru prima oară, iar pentru cei care deja sunteți obișnuiți ai acestui canal, bine ați revenit la un nou episod despre utilaje. Bună! Primim o grămadă de întrebări de la fanii noștri, când mai postăm, când mai filmăm, când n-am mai activat. Cred că de 2 luni de zile n-am mai pus ceva serios. Ar fi cazul, da. Am și fost plecați în... concedii, a căzut macheta. O punem apropo aici. De ea, trebuie să vă povestim ceva. Trebuie să vă povestim de unde avem macheta aceasta. Da, cam de 2 luni n-am mai postat nimic. Vremea a fost foarte urâtă, a plouat, a nins. Când a nins, am fost la munte, la ski, la snowboard, n-am lucrat. Iar când a plouat, la fel n-am lucrat. Nimic, v-am ținut la curent cu vacanțele. Da, până acum v-am ținut cu vacanțele la curent. N-am fost chiar absenți, complet. Urmează o perioadă foarte interesantă a canalului nostru și totul pleacă de la acest mic utilaj. O să vă povestim proveniența lui, de unde îl avem și ce însemnătate are pentru noi sau ar putea avea. Sperăm. De ceva vreme ne gândim să achiziționăm un utilaj nou, un GCB 3CX, pentru că astea ne plac îndeosebi. Și pentru asta am fost la reprezentanța GCB România, Terra România. Am obținut o ofertă pentru un utilaj GCB 3CX, modelul de 109 cai. Mai au și un utilaj de 74 de cai putere. Noi vom merge pe cel de 109 cai pentru că ne plac utilajele puternice. Am obținut o ofertă de preț destul de interesantă, aș putea spune, chiar foarte interesantă. Sperăm noi să concretizăm achiziționarea, dar înainte de asta va trebui să vindem utilajul nostru actual pe care îl deținem. Probabil în următoarele zile vom face un review despre utilaj. Este un utilaj din 2015, în perfectă stare de funcționare. Căutăm cumpărător. Așa că dacă ești interesat, lasă-ne un comentariu mai jos. Întreabă-ne despre preț, despre caracteristici tehnice sau despre orice altceva vrei. Vom face un review la utilaj. Mai exact, Diana îl va face. Eu probabil o să filmez doar. Da, cum spuneam, am optat pentru un 3CX de 109 cai putere, îl avem aici. Așa arată modelul, motorul Stage 5 2021, generația nouă de motorizare de 109 cai, tot echipamentul opțional posibil pus pe el. Aer condiționat, joystick-uri, extra dig, lame, paleți, cupă multifuncțională, tot ce se poate pune pe el. Cei de la Terra România s-au dovedit a fi niște oameni super de treabă, mi-au răspuns la toate întrebările legate de producție, achiziționare, mentenanță, orice aspect legat de utilaj. De altfel s-au bucurat să ne cunoască deja având cunoștință despre clipurile noastre postate pe YouTube și despre activitatea noastră ca fanii ai GCB. Ai mărcii GCB. De altfel am primit și niște suveniruri de acolo, da. Și povestea. Nu am plecat cu mâna goală, am plecat cu o plasă întreagă de accesorii, printre care și această machetă mică. Și plasă aici, avem tricouri, șepci, grămadă de chestii faine. Dar mai mult decât suvenirurile primite, ne bucură faptul că este foarte posibil să legăm o colaborare pe partea de testare mașini, iar dacă lucrurile merg ok, anul acesta vă vom putea prezenta diferite modele GCB. Ar fi o oportunitate imensă să putem testa diferite mașini, probabil de la de excavatoare, la mini excavatoare, la Manitou și tot felul de echipamente și atașamente pentru tot
tot ce înseamnă GCB. Așa că dacă nu ești abonat al canalului, abonează-te acum, activează notificările, pentru că anul acesta se anunță a fi un an foarte, foarte fain din punct de vedere al utilajelor. Vom încerca pe cât putem să tragem niște concluzii pertinente și corecte asupra utilajelor. Nici de cum să favorizăm anumite aspecte sau pur și simplu din punct de vedere al unui operator, cum sunt eu, să spun ce înseamnă utilajul ăsta, ce lucruri îmi plac la el, ce lucruri nu îmi plac la el, ce s-ar putea îmbunătăți sau lăsa așa. Cel mai probabil vom avea în custodie utilaje și atașamente suficient timp cât să ne facem o părere reală despre funcționalitatea lor. Între timp vom înregistra de la, nu știu, lucru zilnic, de consum, date tehnice, probabil ce se va strica la ele între timp, dacă se va strica ceva, reparații, absolut orice aspect legate de activitatea de zi cu zi a utilajului. Dacă ți-a plăcut acest clip, aceste noi vești pe care le avem, te așteptăm cu un comentariu, cu un like, o distribuire, orice ne-ar ajuta ca să creștem această comunitate. Vă mulțumim celor 18.000 de abonați. Nici noi nu ne așteptam ca într-un timp așa scurt să ajungem la rezultatul acesta de 18.000 de abonați. A fost o surpriză pentru noi și faptul cum a evoluat canalul. Așa că vă mulțumim din suflet, stați aproape, vor urma clipuri faine. Cel mai probabil următorul videoclip pe care îl vom posta va fi despre review-ul asupra utilajului pe care intenționăm să-l vindem. Va fi prezentat de Diana, așa că stați cu ochii pe noi. Vă mulțumim că v-ați uitat, all the best for you! Ciao!